Și ce a realizat din ele? Niște uriași prietenoși, care au anumite conotații la animale fabuloase din Paleolitic și așa mai departe și mai dinainte, din erele străvechi. Dar, în egală măsură, aveau și conotații contemporane. Mergeam în Germania prin anii 89 și în dubița mea am luat o căpiță de fân, că mi-a plăcut mirosul, în Germania. Vame, și când o deschis ușa mașinii, s-a mirat că unul dintre noi dormea în fân. Deci, și așa s-a ajuns și am descoperit fânul. În primele zile am realizat, primele săptămâni, o lună, am realizat o trei lucrări, încât nu am lăsat pe nimeni în atelier să intre. Deci nu știam dacă fac ceva bine, fac ceva rău. Rău. Și pe urmă l-am chemat pe profesorul care m-a felicitat. Foarte surprins a fost și m-a felicitat. Am văzut că l-am surprins și pe el. Și asta mi-a dat un impuls, că pe urmă, în scurt timp, am, și cu ajutoare, am realizat o expoziție de 12 piese de fân. Deci așa au pornit. Versul său extraordinar de incitant se asemăna extraordinar cu persoana care venise să solicite o colaborare muzeului. Atunci am aflat, sunt mulți ani de atunci, despre preocupările lui în domeniul sculpturii în fân. Fânul este foarte generos, că e un material efemer, ciclic, e părul pământului. E și un material generos din care poți realiza în scurt timp dimensiuni mari lucrările care le dorești. Și aici nu prea există limită. Toate formele se pot realiza în fân. Fânurile lui Ernă, care la un moment dat au vitalizat spațiul curții interioare a palatului în care ne aflăm noi acum, au rezistat în timp. Aceste sculpturi au fost prezentate aici, în curtea interioară, și au constituit atracția timp de o vară a trecătorilor și a vizitatorilor noștri. Am avut chiar vizitatori mult mai numeroși, special atrași de aceste sculpturi. Caut spațiul potrivit pentru lucrurile mele. Car prin oraș, prin dealuri, ori în natură, ori în oraș. Asta e spațiul lor adevărat. Spațiul expozițional e un spațiu artificial. Acești uriași blânzi au fost plini de umor. Le-a expus însă și în spațiul interior, pentru că acolo, într-un spațiu expozițional foarte generos și expresiv el însuși, se punea în valoare și o altă dimensiune postmodernă a creației lui, și anume acest apel la o pluralitate de simțuri, pentru că structurile lui Ernest se adresează ochiului, se adresează tactilului,
și se adresează într-un mod original tactilul, dar și simplu olfactiv, pentru că foarte multă vreme fânurile lui își păstrează miresmele. Erau figurate diferite scene care la prima vedere te atrăgeau, cum e normal să te atragă o piesă de artă autentică, dar în egală măsură te puneau și pe gânduri. Ele erau gândite pentru exterior, deci aveau tangentă cu landart, un lucru de mare vogă în 1998, când era expoziție, dar avea legătură și cu ceva intim al nostru, că acea nevoie de paradis obișnuit, de paradis pentru copii, de paradis pentru copilul din fiecare dintre noi. O nostalgie pe care nu și-o reprimă, de o nostalgie romantică, de reîntoarcere la natură, de altfel și atelierul său, marele său atelier nu se află în Cluj, se află într-un sat din apropierea Clujului, unde Ernest se simte în largul său. Da, eu m-am născut în Cluj și la un moment dat observ că orașul a devenit prea rigid, prea strâmb, nu poți să realizezi lucrurile, nu adunci spațiul tău. Și aici cred că am găsit un loc unde să mă simt bine și să-mi creez lumea mea. Clăpotul e o temă care lucrez la ea, deci s-ar putea să fie în Sibiu expusă. E o lucrare de 6 metri realizat în fân, un schelet metalic. Acesta este tunul clopot, care s-a transformat în clopot. Aici vor fi puse roțile. Asta e sistemul de armătură metalică pe care este pus fânul. Vine o plasă rabiț, urmă vine fânul. În general lucrez cu o echipă, deci nu poți realiza într-un timp scurt, singur, o lucrare.